patru moduri mari și late de a intra în lumea afacerilor. Fie creezi o afacere de la zero, fie cumperi o afacere existentă în totalitate, fie te asociezi într-o afacere existentă și intrând într-un parteneriat, sau cumperi o franciză. Care sunt avantajele și dezavantajele fiecărui mod de a începe? Din punctul meu de vedere, cel mai simplu este să faci o afacere de la zero, adică să o creezi. Pentru că în momentul ăla tu poți stabilești exact care sunt condițiile, care sunt regulile, cum împarți participațiile, cine decide, cum decide. Practic, tu creezi toată structura cu care vei merge mai departe. Din punctul de vedere, singurul dezavantaj ar fi oarecum lipsa de experiență, pentru că trebuie să o pornești de la zero, să te inspiri din alte părți, să te mai exact cam ce ar trebui să faci. Deodată ce ai un setup cum trebuie, practic ești liber să creezi ce vrei. Atunci când cumperi o afacere în totalitate, eu recomand de foarte multe ori să facă un due diligence, adică o revizuire a documentelor, a operațiunilor juridice și fiscale și contabile, pentru a vedea exact care sunt problemele, că e mai simplu să le descoperi de la bun început decât să le descoperi pe parcurs, că după aceea poate mai pot fi remediate. Când cumperi o afacere, practic cel puțin la început va trebui să mergi pe vechea structură și atunci nu prea poți jongla decât pe momentul în care vrei să schimbi totalitate. Mai mult, dacă, de exemplu, mergem pe schimbări dintr-un ESA, într-un SRL sau viceversa, e operațiunea nevoioasă, care durează undeva cu totul, cam 2-3 luni, trebuie oricum regândită structura și atunci, practic, ești limitat din punct de vedere al business-ului și al structurii pe care, nu știu, probabil că tu ai vreo la un anumit moment. De asemenea, când cumperi, trebuie să fii foarte atent la ce au făcut oamenii dinaintea ta, unde sunt în prezent cu afacerea și ce vreau să facă în viitor, pentru că poate la un moment dat avem, nu știu, acordul de asociere, așa numitele shareholders agreement, unde practic i-au băgat și anumite KPI-uri, niște indicatori în funcție de asociere, de obiective de îndeplinit, astfel încât să vezi dacă ceea ce vreau ei se mai pliază pe ceea ce vrei tu în prezent. Și atunci ar trebui să analizezi absolut toate documentele care s-au făcut în trecut, care sunt în prezent și toate proiectele lor în viitor. Când alegi să te asociezi într-o firmă, într-o societate, practic să intri pe lângă un asociat național existent, atunci lucrurile sunt un pic mai simple, pentru că practic în momentul ăla tu aderi la codurile de conduită, la shareholders agreement sau la autoconstituire, depinde ce au. Și atunci iarăși depinde cum jonglezi și care este libertatea pe care ți-o oferă și ceilalți. Că poți să faci cum ai fi, de exemplu, să revizuiești shareholders agreement, să-ți arogi niște drepturi, să spui un drept de veto pozitiv sau negativ, să introduci KPI-uri. De aici ține foarte mult de cum te înțelegi tu, practic, în prealabil cu viitorii tăi asociați sau acționari. Bun, dacă vorbim de intrare într-un ESA, e mai simplu, că doar cumperi acțiuni și la un moment dat primești niște dividende sub formă de profit. Și practic la un moment dat poți să ai acțiuni mai preferențiale sau nu și să participi la luarea deciziilor conform cotei părți și e mai greu să negociezi dacă nu cumperi un pachet majoritar și să intri în consiliul de administrație. Vorbind la un SRL simplu, recomandarea mea este ca întotdeauna să stabilești cu viitorii tăi parteneri exact ce vrei să se întâmple. Și după aceea chiar să le și pui pe hârtie, pentru că dacă intri într-o firmă cu ideea că lasă domnule că schimbăm noi pe mai departe, ei bine, de cel mai multe ori nu prea se mai schimbă și vei avea multe decizii pe care trebuie să le iei, nu știu, în unanimitate, sau unii se opun, sau tu vrei să vin, sau tu vrei să împarți afle profitul și după aia vei fi oarecum strâmtorat de regulile existente, ceea ce ar fi un dezavantaj dacă nu poți să negociezi. Din punct de vedere al cumpărării unei francize, am văzut că în ultimul timp, chiar și în România, avem un flux foarte mare de francize care sunt cumpărate. Chiar sunt foarte multe afaceri extinse în politica locală în România, într-un anumit oraș, care după aceea pot extinse și la alte zone. Ceea ce este foarte ușor, pentru că practic ei îți dau un fel de kit do-it-yourself. Avem mai multe tipuri de francize în care, nu știu, avem doar imagine, avem doar produsele, avem doar, nu știu, un fel de locație și un mod în care le aranjăm, sau francize de tip kit do-it-yourself, adică noi îți dăm tot, și cum se arată locația, și care sunt produsele, și care sunt rețetele, și practic ei îți dau tot. Și atunci, pentru un om care vrea să înceapă ceva pe cont propriu, poate să fie o soluție foarte bună, pentru că nu trebuie să mai ia de la zero. Adică el beneficiază de experiența acumulată de omul care îi dă franciza și poate trebuie doar să ajungă undeva, să o instaleze și după aceea să construiască peste. Pe de altă parte,
O franciză este deși destul de limitată în funcție de cum sunt temenii cu francizorul, pentru că nu, poate că la un moment dat mai poți mai modifici ceva, poate că vrei să mai vinzi în locație și alte poze, dar nu poți. Ați vedea, de exemplu, Mega Image, când ai magazinele cele mici shop-urile, sunt în franciză și nu poți să aduci produsele tale, deși tu poate că ai vrea, pentru că ai vadul comercial, nu știu cum sunt magazinele Mega Image mai de la sat, unde ai vrea să pui și o bere noroc la 2 litri, dar nu poți, că nu-ți dă francizorul dreptul să faci chestia asta, sau alimente turcești. Sau mai, și la un moment dat să vă gândiți și faptul că franciza presupune totuși un cost lunar pe care tu trebuie să-l dai francizorului. Și atunci trebuie să știi de la bun început dacă te înham la chestia asta sau nu, pentru că pe lângă standardele cu care vin, dacă tu obișnuiești clienții cu acele standarde, va trebui să le duci pe mai departe, indiferent că ție îți merge mai bine într-o lună sau mai prost într-o lună. Adică dacă obișnuiești clientul să aibă, de exemplu, papaya în octombrie, chiar dacă tu nu ai papaya în octombrie, va trebui să-i asiguri din punct de vedere al francizei. În concluzie, fiecare formă, fiecare metodă de a face o afacere, de a o porni, are atât avantaje cât și dezavantaje. În funcție de experiență, în funcție de cum vrei să dezvolți sau unde vrei să duci cu afacerea ta, trebuie analizată la caz la caz, astfel încât să alegi cea mai bună opțiune pentru tine.